Bună ziua, dragilor, și bun venit la o nouă lecție de geografie. Haideți să începem cu o scurtă recapitulare a cunoștințelor. Numiți trei caracteristici principale ale reliefului României. În primul rând, varietatea reliefului. În țara noastră întâlnim munți, dealuri, podișuri, câmpii, depresiuni, litoral și delta. Acestea sunt dispuse simetric în trepte concentrice. Cele mai înalte unități de relief în zona centrală, altitudinile scăzând dinspre centru spre granițe. Proporționalitatea marilor unități de relief în repartiția lor teritorială. În țara noastră, 42% din suprafață este constituită de dealuri și podișuri, 30% de câmpii și 28% de munți. Care sunt unitățile majore de relief de deal și podiș din țara noastră? În primul rând, depresiunea colinară a Transilvaniei, Subcarpații, podișul Mehedinți, podișul sau Piemontul Getic, podișul Moldovei, podișul Dobrogei și dealurile de vest. Astăzi discutăm despre Podișul sau Piemontul Getic. Podișul sau Piemontul Getic este situat la sud de Subcarpații Getici și Podișul Mehedinți, între Valea Dâmboviței la est și Dunăre la vest. La sud de Podișul sau Piemontul Getic se află Câmpia Română. Dar cum s-a format și de ce este numit Piemont? Piemonturile sunt forme de relief extinse rezultate la contactul relativ brusc dintr-o unitate înaltă, munți, și una joasă, netedă, o depresiune întinsă, o câmpie lacustră, prin acumularea unor mase imense de aluviuni cărate de către o rețea densă de pâraie și râuri. Piemontul Getic s-a format prin depunerea de sedimente aduse de râurile și pâraiele din Carpați, la baza Subcarpaților, având o înclinare generală a reliefului pe direcția nord-sud. Vă propun acum să vă documentați din diverse surse și să aflați din ce tipuri de roci este format Podișul Getic. Ce înălțimi întâlnim în Podișul Getic? Ei bine, înălțimile depășesc 600 de metri pe alocuri în partea nordică și scad sub 300 de metri în partea sudică la contactul Câmpia Română. În partea nordică, datorită rocilor moi din componența versanților și a înclinării generale a reliefului, apar frecvent alunecări de teren și torenți. Este traversat pe direcția nord-sud de o serie de râuri importante și afluenți ale acestora. Jiul, Oltul, Vedea și Argeșul. Clima este specifică zonei de deal și podiș, cu temperaturi medii anuale ce se încadrează în intervalul 8-10 grade Celsius și o cantitate anuală de precipitații cuprinsă între 600 și 800 de milimetri, care scade de la vest către est. Vegetația este de silvostepă la contactul cu Câmpia Română, de păduri de foioase, stejar și fag în zonele mai înalte și de luncă în văile marilor râuri. Din Podișul Getic se exploatează petrol și gaze asociate, cărbuni, iar pe cursurile marilor râuri au fost amenajate o serie de hidrocentrale și microhidrocentrale. Explicați în cuvinte proprii cum funcționează o hidrocentrală. Poate fi împărțit în mai multe diviziuni, pornind din partea estică, Podișul sau Piemontul Cândești, care mai este numită și platformă. Platformă, Piemont sau Podiș Cândești. Piemontul sau platforma Argeșului. Piemontul Cotmeana. Piemontul Oltețului. Piemontul Jiului.
și Piemontul Strehaiei. Analizați harta de mai jos și identificați tipurile de așezări rurale specifice podișului getic. În podișul getic nu întâlnim orașe mari, iar cele existente s-au dezvoltat pe baza extracției și prelucrării petrolului și a cărbunelui, cum ar fi Motru, Rovinari, Țicleni, Drăgășani și Strehaia. Atât pentru astăzi, dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci, vă doresc sănătate și succes!